Viața cu lui. Copii, trenul A și trenul B pleacă din gară la diferență de 2 ore. Trenul A Căzu vine la cină. 28 de kilometri pe oră și trenul B... Viața unei persoane poate fi definită printr-o singură experiență importantă. An mai târziu, unii oameni plătesc profesioniști să-i ajute să-și amintească această experiență. Se oferă cineva copii? Oricine? Lui! De ce nu vii la tablă să mă ajut? Nu și eu. Aș da chiar și economiile mele de viață cuiva care m-ar putea ajuta să uit. Lui, ratatule! Hai, de ce râdeți? Eu văd Londra, eu văd Franța, eu văd chiloții lui lui! Adică zdreanța! Nu te necăji, lui! Nu a fost nici pe departe atât de rău ca la ora de latină când ai vomitat pe toată tabla. Îți amintești? Nu contează ce fac eu. De fiecare dată când stau în fața clasei sunt batjocorit. Ei, capul sus, lui. Mai rău de atât nu se poate. Pe mai târziu. Hei, nicăieri nu-i ca acasă. Asta, da, oraș. E unic pe tot globul. Asta nu e rău. Îți imaginezi 2 orașe ca ăsta? Hei, trăiesc aici. Hei, e o glumă, puștule. Ce zici de puțin parampam? Puțin ce? Puțin parampam. Oh, toaleta pentru bărbați e înăuntru. Nu, no, nu, no, nu, no, nu tipul ăla de parampam. Eu spun o glumă, tu spui parampam. Să-ți dau un exemplu. Orașul ăsta e atât de mic că dacă moare câinele trebuie să închidă grădina zoologică. Parampam. Puștule, locuiești pe aici? Poate. Hei, nu știu unde pot găsi o femeie pe nume Aura Sherman. Femeia asta era chiar... Mă înțelegi? Foarte ia. Întotdeauna te făcea să zici mamă, ce damă. N-am nicio idee despre ce vorbești. Și singura Aura pe care o știu e Aura Anderson, mama mea. Mama ta? S-a măritat? Cum de-am ratat asta? Stai puțin. Ai ochii ei. Ce e asta? Bilete la spectacolul meu din seara asta. Vino și tu și cu mama ta. Bine, o să încerc. Hei, cum te numești? Cum mă numesc? Dar ce e asta, o glumă? Asta sunt eu, Marty Kazoo! Sănătate! Parapam! Marty Kazoo? Nu spune nimic. Mama, sucul de portocale se pune în frigider. Sigur că da. Ești sigură? El a auzit de tine. Marty Kazoo, știi, ar putea să fie vreun coleg de liceu. Credeam că am cumpărat și săpun. Ai cumpărat, l-ai pus în frigider. Ei, vreau să fie proaspăt. Ajunge. Mi-a dat bilete la spectacolul lui. Hei, cât au costat astea? Și de ce ai plătit ca să asculți un comediant când poți sta acasă și să mă asculți pe mine pe gratis? Parampam. Mulți oameni nu știu asta, dar eram foarte glumeț. În armată, soldații din companie făceau crampe de atâta râs. Sau poate era de la Chili. Întotdeauna să verifici termenul de expirare, lui. Mergem la spectacol, te rog. Nu prea cred, lui. Nu vreau să fie expus comedianților. Sunt oameni răi și fără inimă. Tată, te rog. Biletele sunt gratis. Gratis? Hai, Daura, prețul e corect. Îl știu pe Marty. Vei plăti mai târziu. Duceți-vă voi, eu nu vreau. Doctorul mă cheamă luni și îmi spune: Marty, am vești bune și vești proaste. Vestea bună este că mai ai 5 zile de trăit. Vestea rea este că trebuia să-ți bude vilen. Hei, amice, n-ai caz? Da. Doctorul îmi spune că sunt bolnav. Îi zic: doctore, nu te supăra, dar mai vreau o opinie. Doctorul spune: bine, ești bolnav și ești și urât. Ce zici? E cea mai proastă glumă pe care am auzit-o. Mă, cine-i tipul ăsta? N-ați vrea să intrați în capul lui? Gol! Încăpem toți în capul lui, e loc pentru toată lumea! Dintr-o dată mi-am dat seama ce vreau să fiu la maturitate. Eu văd Londra, eu văd Franța! Mamă, ce original! N-ați vrea să intrați în capul tipului ăstuia? Hai, cu toții, doar e loc destul! Mm.
să aleg? Buline sau dungi? Hei, puștule, vrei să mă ajuți? Asta sau asta? Păi, asta nu se asortează deloc. Și aia e și mai rea. Perfect! Ia zi, i-a plăcut mamei tale spectacolul? Păi, adevărul e că mama n-a venit. N-a venit? Cred că e distrusă. Nu m-a văzut deloc. Da, mă rog. Dar vestea bună e că m-am decis să devin comediant. Mi-am zis că o să mă vezi tu. Hei, stai puțin. Crezi că e ceva ce poți să faci așa, pur și simplu? Na? Comedia e o artă, e o știință exactă. Apoi e prea rece? Să spunem că te-aș ajuta. Îți arăt câte ceva. Ce am de câștigat din asta? Ți-aș spăla mașina. N-am mașina, am limuzină. Ți-aș face curat. Stau la hotel, am menajeră. Cina, ți-aș putea oferi mâncare gătită. Asta e cam ciudat, puștule. Gătești? Nu, dar mama da. N-au trecut ani de când n-am mai mâncat cartofii dulcei aurei. Erau cremoși, incredibil. Foloseau un pachet întreg de unt. Acum folosește două pachete. Familie mare. Lui, n-am înțeles. Lui, asta e comedie. Ei, am auzit că ai concurență, eh? Da. S-a întors vechea pasiune a Aurei, eh? Aura mare doar pe mine. Eu sunt fosta și actuala ei pasiune arzătoare. Eu sunt infernul ei. Așa îmi spunea ea, oricum, băieți. Și cum îi spune lui Martin Cazu? Și au fost colegi la liceu. Ce să zic? Da, mare lucru. Nu știu, Andy. Știi ce se spune? O fată nu-l uită niciodată pe primul ei comic. Haide, mamă, te rog, o singură masă. Regret, lui, dar răspunsul este nu. De ce? Știi regula, fără comici în casă. N-am mai auzit regula asta. E una nouă. Și dacă mă fac comic, mă dai afară? O, lui, nu fi prostuț, nu vei deveni comic. Nu te-am trezit, nu? Te iubesc pentru totdeauna. Îmbrățișări și sărutări. E adevărat. Totul e adevărat. Gata, uite-te la el. Spune-mi ce vezi. Nu știu, un tip. Nu e doar un tip. E un tip care poartă cea mai urâtă perucă din lume. Hei, frumoasă perucă, tipule. Care-i problema? Câinele-i prea leneși să se plibe? Asta e comedie. Fii atent la asta. Ah, ce copilaș frumos. Oh, mulțumesc. Dar care-i capul? Vezi, lui, secretul comediei e ăsta. Găsești punctul slab al cuiva și apoi îl exploatezi până la infinit. Înțelegi? Tipul ăsta, de exemplu. E chel, corect? Chel? Hei, becule, vrei să-ți întorci capul în altă parte? Morbești? Să nu uiți niciodată două cuvinte importante lui. Hei, glumeam! Nu mai sunt bilet. Am fost la toate spectacolele lui Căzu, unde aveam cel mai bun loc din sală. Nu numai că tipul era complet chel, dar era și de vreo 2 metri. Așa că i-am spus, Lucane, care-i problema ta? Părul nu crește la înălțimea aia? Nu-i destul oxigen, nu? Grozav! Și la școală practicam tot ce învățasem. Hei, băieți, uitați-vă la Craig Eric. Cine? Eu? Hei, Craig! Tocmai au sunat de la aeroport. Vor să-ți împrumute tricoul ca să aterizeze avioanele pe el. Serios? Vino aici, lui! Te aranjez eu! Oh, glumeam! Să știi, Ginny, faptul că i-am făcut pe toți să râdă e cea mai mare bucurie din lume. Ce spui de pumnul lui Craig Eric? Cum te-ai simțit? Asta nu mai înțeleg. Până și șmecherii au sentimente și tu l-ai jignit. Dar am spus cuvintele magice. Care? Iartă-mă? Nu, glumeam. Dacă vrei să trăiești din asta, trebuie să găsești alte cuvinte magice. Sau să învăț să alerg mai repede. Gata, lui, ultimul examen. Ești sigur că sunt gata? O să vedem, arată-mi ce poți. Ai 30 de secunde, hai! Doamne, n-ați acoperit totul. Măi, ultima oară când am văzut o gură ca asta avea un cărlig în ea. Lovit! Altul! Hei, tipule, cine pe cine plimbă? Câinele tău încă nu te-a învățat cum să duci din iarul? Doi din doi!
Hai, bonus! Hai! Hei, uite, proștii ridică prostii! Fantastic, au descoperit siamezii care împart același creier. E mai bine, haide, spune una bună. Bun parfum, băieți, ce e, esență de picioare? Asta e! Glumeam! Vino înapoi! Hei, lui, ai învățat multe! Crezi că poți să-mi faci un material de 5 minute? Vorbești serios? Tu fă-mi 5 minute și sâmbătă seara ești pe scenă la sfârșitul numărului meu. Glumești? Ultima lecție! Când e vorba de numărul meu, nu glumesc! Nu pot să cred! Trebuie să încep! Ce? Mama ta! Hei, la fel și ție! Nu, mama ta! Partea ta din înțelegere! Aștept cina gătită de ea! Ah, da, asta... e cam complicat. Dar în fiecare joi se duce să cumpere mâncare. Și în fiecare marți eu mă spăl pe dinți. Și ce-i cu asta? Din întâmplare, tu o să fii în raionul cu mâncare congelată la 5.30 mâine și... Din întâmplare ne întâlnim, vorbim, din vorbă în vorbă. Îmi place cum gândești. Știi, draga mea, amintirile alea din război care mai revin din când în când... Oh, Andy, n-ai mai avut una de mult. Tu ai vreodată amintiri? Sigur că nu. Ce-aș putea eu să-mi amintesc? Păi, să spunem că avea amintiri despre... liceu, să zicem. Cu cine ar fi? Ce ciudățenie! Ce să spun? Sunt un ciudat. Deci, îți amintești de liceu. Ce zicem că ești la bal? Cine e acolo? Nu știu. Cred că oamenii pe care-i cunoșteam. Lui... Știam eu, în amintirile ei. Asta înseamnă probleme. Mari reduceri la raionul 3. Hei, uite-te aici. Varză de Bruxelles. 4 pungi și un dolar. E un preț bun. Ia stai puțin, de când îți place ție varza de Bruxelles, lui? Aura Sherman? Chiar tu ești? Am auzit că te-ai întors în oraș. Cred că aveți multe să vă spuneți. Pe curând eu sunt la dulciuri. Deci, Martin, ce coincidență ciudată. Știi, încă aștept răspunsul tău. Habar n-am despre ce vorbești. Hei, când un tip te întreabă dacă vrei să te căsătorești cu el, merită un răspuns? Știam eu. Nu ți-am dat un răspuns pentru că deja nu mai vorbeam cu tine. Răspunsul e evident. Și ca să știi și tu, sunt Aura Anderson. Nu trebuia să mă îndoiesc de tine. Puteai să te căsătorești cu el. Puteai să fii doamna Căzu. Puteam să fiu lui Căzu. Nu vreau să vorbesc despre asta, lui. Haide, mamă. De ce nu te-ai căsătorit cu el? Bine, lui. Ce-ți voi spune acum va rămâne între noi doi. Când eram în liceu, eu și Martin eram împreună. Asta până în seara talentelor. Hei, mulțumesc, doamne și germeni, vă iubesc să vă spun despre prietena mea. E un înger adevărat. Îmi spune și îmi cântă tot timpul. Martin, mi-e foame! Martin, nu mă duci niciodată nicăieri! Prietena mea îmi spune tot timpul. Martin, de ce nu-ți cer niciodată scuze? Niciodată nu-ți cer scuze! I-am spus. Bine, ce zici de asta? Regret că te-am cunoscut, draga mea. Și după acea seară n-am mai vorbit cu Mar. De ce? Glumea doar. Exact așa a spus și el. Hei! Mulțumesc, doamne și germeni! Papagalul spune, eu știu de ce sunt aici, dar cu curcanul ce-ați avut? Mulțumesc, doamnelor și domnilor! Hei, iubesc Săternol, dar trebuie să vă spun asta despre orașul vostru. Voi chiar știți să mâncați? Adică, chiar n-am văzut copii mai grași ca aici? Ce le dați? Grăsime? Sunt atât de grași că statul vrea să le dea numere de înregistrare. Te duci la un bufet, mâncați cât puteți cu copiii ăștia și trebuie să ai grijă să nu rămâi fără mâini. Mulțumesc! Acum, dragii mei, am un oaspete foarte, foarte important pentru seara asta. Un comediant chiar din Cedar Knoll. Își face debutul în această seară. Vă rog să-l aplaudați pe Louis Anderson! Pe Louis Anderson!
Foarte neprofesional, puștule. Nu ajungi la Las Vegas lipsind de la spectacole. Dar de ce ești supărat? De ce ai făcut glumele alea? Care glume? Cu graș. Asta era ce te supără? Haide că nu vorbeam despre tine, puștule. Astea sunt facile. Nu poți să le iei așa personal. Adică erau doar glume. Glumeai doar, a? Bineînțeles. Eu nu glumesc. O viață bună. Hei, lui, ce spui de plimbare? Spune-mi, glumețule, cum ți-a plăcut lumea comicilor profesioniști? O urăsc, mă retrag. Ba nu! Ar fi o mare greșeală. Ești tare nostim. Adică, nostim prostuș sau nostim ha-ha? Nostim ha-ha? Mai mult chiar! Ești nostim ha-ha! Ce-i asta? Tatăl tău m-a sunat de la teatru. Mi-a spus despre debutul tău. N-a fost niciun debut. Asta mi-a spus. Așa că m-am gândit să-ți faci debutul chiar aici. Îți place? Și regula ta? Știi tu, fără comici în casă. Am hotărât că regula trebuie schimbată. Acum depinde doar de comic. Nu prea știu. Nu sunt ca domnul Căzu. Exact, nu ești. Nu cred că-mi pot câștiga existența insultând oameni. Păi nu insulta. Găsește-ți un stil, lui. Unde găsesc asta? O, lui, uită-te în jur. Gata! Cine mi-a luat prăjitura? Voi copii sunteți mai rei ca guvernul. Vă jur, e ca și cum aș trăi sub același acoperiș cu 11 mici agenți de la fisc. Păi, acum ori niciodată. Salut, sunt lui Anderson. Am 5 frați și 5 surori în familie. 11 copii. Da, unii dintre ei înfometați. Un spectacol privat, nu-i așa? Frații mai mici sunt cei mai buni. Sunt așa de ușor de năcăjit. Te scoli dimineața, te duci la masă, te uiți pe masă și faci asta. Dacă insiști puțin, îi vei auzi de fiecare dată: mama, iar se uită lui la mine. Oh, te deranjează? Dar ce e ilegal să te uiți la oameni? Mamă, te deranjează? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? E lui! Hei, e sora mea. Îmi iubesc surorile, pe toate 5. Cel mai bun lucru cu surorile e că scapă cu orice spunând. Tată, 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 mi-am pierdut tema. Tata spune, nu-i nimic, scumpo. Tată, ți-am zgâriat mașina. Nicio problemă, scumpo. Tată, am jefuit o bancă. Nu-i nimic, dulceațo. Era și lui pe acolo? Mamele sunt grozave, nu-i așa? Mama colectează lucruri. Sus în pod este o cutie plină de toastere pe care le-a cumpărat de la vechituri. I-am spus: mamă, de ce nu arunci chestiile alea? Mi-a spus: tatăl tău poate să le repare, lui. Da, exact. Mai știți când tata a reparat televizorul? Trebuia să ne uităm la Bonanța cu capetele în jos. Hei, tată, au slăbit actorii. Da, tatăl meu poate să repare orice, mai ales dacă funcționează. Într-o zi, Ramblerul nu voia să pornească, așa că a scos motorul și mai târziu a aflat că nu mai avea benzină. Oricum, îmi iubesc tatăl.